Operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a municipiului Global Energy Production a început furnizarea agentului termic în instituțiile publice și de învățământ. Nu doar acestea se vor putea bucura de căldură mai devreme de 1 noiembrie, ci și consumatorii casnici care pot face cerere în acest sens. Până la sfârșitul lunii, agentul termic va fi facturat la prețul de anul trecut, respectiv 340 de lei pentru agenții economici și 270 de lei pentru populație. Odată cu furnizarea către școli și grădinițe și alte instituții de învățământ preuniversitare, vor primi și instituții publice din municipiu, cele care au făcut, care și-au exprimat dorința de a primi căldură. Majoritatea lor ca instituții publice și sperăm ca și anumite scări de bloc, și mă refer aici la locatari, la populație, să solicite furnizarea de energie termică. De la 1 noiembrie, prețul gigacaloriei va suferi modificări. Global Energy Production a depus documentația la ANRSC în vederea obținerii prețurilor pentru iarna 2013-2014, urmând să fie supuse aprobării în cadrul unei ședințe a Consiliului Local. Anticipez din discuțiile cu primăria municipiului Giurgiu, cu domnul primar, ca acest preț să fie undeva la, în jurul la 300, poate chiar un pic sub 300, asta însemnând o subvenție de maxim 25%. Vom vedea, funcție de fondurile disponibile, vom vedea care va fi nivelul subvenției. În prezent, aproximativ 9.000 de giurgiuveni mai sunt branșați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizorul de energie termică subliniază și în acest an faptul că aceștia vor primi căldură numai dacă nu sunt restanțieri.